Piața în obiectiv. Dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața în obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur să ne reîntâlnim pe această platformă media. Ne bucurăm că Dumnezeu ne dă încă o posibilitate, o oportunitate de a crea materiale care sperăm să fie de un real folos pentru dumneavoastră, pentru noi toți, să aflăm povești de viață, experiențe cu Dumnezeu care să ne întărească în credință. Așa cum deja v-am obișnuit, și de data aceasta vom avea un invitat nou, un invitat de la care să aflăm lucruri noi, importante, modul în care Dumnezeu i-a schimbat viața, i-a călăuzit pașii și să punem focusul camerei pe viața invitatului nostru. Îi spunem un bun venit și ne bucurăm să fie cu noi la această emisiune domnului Bogdan Todea. Bun venit în emisiunea noastră! Mulțumesc! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră și sunteți cu noi. Așa cum am spus, aici încercăm să depănăm amintiri, experiențe, să le prezentăm așa într-o lumină în care să-L arătăm pe Dumnezeu, care face și astăzi lucrări mărețe în viețile noastre, și să aflăm de la invitații noștri modul în care s-au bucurat de călăuzirea lui Dumnezeu până în prezent, modul în care Dumnezeu le-a schimbat viața și în același timp perspectiva lor cu privire la lucrare, la slujire în generația de astăzi. În același fel vom proceda și de data aceasta și pentru început, Bogdan, te-aș ruga să ne spui câteva cuvinte, așa o scurtă prezentare pentru publicul de acasă, câteva lucruri pe care le consider importante și așa cu titlu informativ. Sigur, am 36 de ani, sunt căsătorit, avem 3 copii cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu, 3 băieți, Petru, Luca și Timotei, și ei sunt bucuria familiei noastre. Sunt manager la o companie multinațională din domeniul semiconductoarelor și de asemenea mă implic în lucrare ca voluntar la agenția Kairos. Mă implic la predarea cursurilor Simply Mobilizing, cursul Kairos, Împuternicit pentru a influența, Povestea neterminată și alte cursuri. Și de asemenea sunt implicat în Biserica Izbânda, acolo unde sunt și prezbiter. Bogdan, o să ajungem și la aceste aspecte legate de slujire, de lucrare. Însă aș vrea să pornim la drum în dialogul nostru de astăzi, punctând o perioadă importantă a vieții noastre și anume copilăria. Fiecare dintre noi avem amintiri și amintiri care ne leagă de momentul acela când eram copii și unele le-am uitat, unele le-am memorat din aceste experiențe, amintiri. Ce ți amintești tu din perioada copilăriei? Ce, eu știu, evenimente, întâmplări, așa, și-au pus amprenta asupra vieții tale? Sigur, m-am născut într-o familie cu 3 copii. Eu sunt fratele cel mai mare, primul născut. Părinții mei, bunicii mei sunt credincioși. Bunicii mei au fost credincioși, mama a fost credincioasă, tatăl meu nu a fost credincios. Am avut o copilărie frumoasă, dar în același timp foarte grea. Era o perioadă de sărăcie mare în toată țara. Părinții mei au suferit din cauza aceasta. Tata și-a pierdut jobul când eu eram mic. Apoi a fost foarte greu, a stat mulți ani fără job, își mai găsea ceva, trebuia să schimbe, era o insecuritate
a locurilor de muncă. Era o inflație foarte mare. Țin minte în primii ani din 90, când mergeam la coadă la pâine, noi eram mici, trebuia să stăm la coadă la pâine câteva ore și atunci bunicii ne trimiteau pe noi și stăteam acolo câteva ore și țin minte că inflația era atât de mare încât anul acesta era 100 de lei pâinea, anul următor era 300 de lei și eram foarte îngrijorați de ce se va întâmpla, unde vor merge lucrurile. A trebuit să ne implicăm încă de mici copii în activitățile zilnice și am muncit foarte mult încă de mici, încă de la vârsta de 5 ani m-am implicat. Nu îmi cereau părinții lucrul acesta, dar ei munceau și văzându-i pe ei muncind, automat și eu îmi doream să-i ajut. Și am lucrat la construcția unei case, la reparații, în grădină, aveam grădină unde cultivam legume, trebuia să ajut acolo. De asemenea, la țară aveau pământuri cu fân, cu vie, cu porumb, diferite culturi. Slavă Domnului că, deși banii erau puțini, totuși aveam lucruri pe care le cultivam, aveam legume, fructe și diferite culturi pe care le cultivam și aveam o roadă mai mult sau mai puțin bogată, dar slavă Domnului pentru că aveam ce să mâncăm din propriile culturi pe care le creșteam și aveam ce să mâncăm peste iarnă. Am înțeles. Așadar, o perioadă destul de grea, zbuciumată, au fost anii aceia de tranziție, anii 90. Iată că și în zilele noastre parcă ne întoarcem la acea inflație, sperăm să nu. Sperăm că nu o să fie așa. Ai menționat de faptul că ai avut bunici credincioși, da, și mama ta credincioasă. Bănuiesc că în anii aceia ai frecventat alături de ei biserica locală. Ce amintiri ai din biserică, din activitățile de acolo, cu copiii, cu cei cu care te întâlneai? Așa este. Participam împreună cu ei la slujbele de duminică, în fiecare duminică. Mama venea, era nelipsită și de cele mai multe ori venea și tatăl, chiar dacă tata nu era un credincios născut din nou, nu era un om născut din nou, totuși el participa pentru că știa că ceea ce se spune acolo, cuvântul lui Dumnezeu care se citește și din care se predică, cântările, rugăciunile, sunt lucruri care sunt foarte utile și necesare sufletului. Și de aceea a participat și el și în timp tata s-a întors la Domnul și slavă Domnului că s-a botezat odată cu mine, când am 14 ani am primit botezul și tata s-a botezat odată cu mine. Încă de mic copil mergeam împreună cu bunicul. Bunicul era stâlpul bisericii și prezbiter în biserică și țin minte că se trezea dimineața la 5 dimineața iarna ca să meargă să dea drumul la foc în sobă. Aveam o sobă metalică din fier și de cele mai multe ori când ajungeam acolo la 9, încă nu se încălzise suficient și stăteam toți în jurul sobei. Era o bisericuță mică de 10 membri, dar ne bucuram cu toții să venim la biserică și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Și încă de mic copil am încercat și am avut dorința aceasta să mă implic în biserică. Și de cum am putut să citesc din clasa 1, când după ce am învățat să citesc, am avut dorința să citesc din față un psalm sau o poezie și în timp am început să mă implic mai mult în biserică și după ce am primit botezul chiar să dau învățătură așa cum știam eu și cum eram
pregătit. Ce mi-amintesc este că acea sobă metalică în care se făcea focul era plină de motorină, probabil de când au încercat să dea drumul la foc, și la un moment dat am găsit un pliant de la AMEC care era îmbibat tot în motorină, dar era singurul pliant pe care îl aveam, nu știu de unde l-a primit cineva care l-a adus la biserică, și am avut o dorință foarte mare să particip la cursurile AMEC prin corespondență, să învăț mai mult despre Domnul. Pentru că n-am avut alt pliant decât acela îmbibat în motorină, am scris o scrisoare, l-am băgat acolo în scrisoare, am decupat formularul, l-am băgat în scrisoare plin de motorină și l-am trimis la AMEC cu specificația că doresc să particip la cursurile prin corespondență, și slavă Domnului că ei n-au ținut cont de faptul că era îmbibat cu motorină și mi-au trimis cursuri prin corespondență, și cu mare bucurie primeam scrisorile, citeam capitolul sau manualul pe care îl trimiteau de fiecare dată și apoi încercam să răspund cât mai repede la întrebări și să trimit înapoi. Cel mai important moment din viața unui om, pe lângă, eu știu, copilărie, momentul în care își întemeiază o familie, e pentru un creștin momentul în care îl cunoaște pe Domnul și se convertește, își schimbă viața, se pocăiește în termenii biblici. Cum a fost pentru tine momentul acesta? Cum, când ai conștientizat nevoia de iertare, de împăcare cu Dumnezeu, de a schimba macazul vieții tale? Participând la slujbe în fiecare duminică, auzeam cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar dacă eram mic, totuși cuvântul lui Dumnezeu era imprimat în mintea mea. Și știam că este nevoie ca eu să mă pocăiesc și să-mi predau viața înaintea lui Dumnezeu. Totuși, momentul în care am făcut pasul acesta a fost într-o tabără, o tabără creștină de la Bâltișoara, un sat de munte din nordul județului Gorj. Și în acea tabără am avut multe programe de părtășie, de citirea cuvântului, de învățătură, dar lucrul cel mai important este că am fost provocat în acea tabără să fac pasul acesta. Și cred că aceasta este foarte important și pentru copiii noștri. Chiar dacă ei cunosc Scriptura, cunosc ceea ce trebuie să facă, cunosc faptul că trebuie să-și predea viața Domnului, trebuie să fie provocați la lucrul acesta. Trebuie să conștientizeze că acum este momentul în care să facă pasul. Astăzi este ziua cea mai potrivită în care să facă pasul. Am fost provocat să fac pasul acesta și l-am făcut, m-am rugat Domnului și l-am rugat să mă ierte de toate păcatele mele și l-am rugat ca să mă primească ca și copil al său și să-mi primească viața mea ca dar înaintea lui și să devină domn și stăpân al vieții mele. De atunci înainte am început să citesc Biblia constant, și un alt moment definitoriu în viața mea a fost faptul că eu m-am gândit că îl cunosc pe Dumnezeu din ceea ce învățam la biserică și din învățătura primită acasă de la bunici, de la mamă, dar mi se părea că nu am o relație personală cu Domnul Iisus, mi se părea că nu îl cunosc personal. Și m-am rugat o perioadă de timp ca Domnul Iisus Hristos să devină Domnul meu personal, nu Domnul părinților mei, nu Domnul bunicilor mei, ci să devină Domnul meu personal, să mă conștientizeze de faptul că El există, are putere, că mă iubește și că are grijă de mine. Și printr-o serie de evenimente prin care Domnul mi-a vorbit personal, mi-am dat seama că, da, de astăzi
sau de acum înainte îl cunosc pe Domnul Iisus personal și nu mai este doar Domnul de la biserică, Dumnezeul de care se vorbește la biserică, Dumnezeul de care îmi vorbesc părinții, bunicii, ci este Dumnezeul meu personal. Slavă Domnului, Bogdan! Acum Biblia spune că toți aceia care sunt în Hristos sunt o creație nouă sau o făptură nouă. Asta presupune o schimbare vizibilă, radicală. Cum ai văzut tu în viața ta că s-a produs o schimbare și dacă a observat și cei din anturajul tău această schimbare? Desigur, schimbarea principală care s-a produs a fost liniștea și pacea pe care am avut-o. Liniștea știind că Dumnezeu, creatorul întregului univers, este Dumnezeul meu personal, că El mă iubește și are grijă de mine și că eu sunt copilul Său. Liniștea că am asigurată viața veșnică. Cei din jurul meu au văzut lucrul acesta, colegii mei de școală în special, prietenii mei, nu mai vroiam să iau parte la aceleași lucruri, la bârfă, la vorbe urâte, la care aș fi luat parte înainte. Și am avut și o serie de probleme din cauza asta. Aveam colegi care de multe ori când se supărau sau pur și simplu ca să mă tachineze, mă strigau pocănitul. Dar eu am încercat ca să trăiesc după voia lui Dumnezeu. Și după perioada aceasta de o nouă relație cu Dumnezeu, văzând aceste schimbări în viața ta, cum au fost pașii tăi în viața de credință? A fost ușor, a fost greu? Cum ai simțit familia, bunicii? Care a fost reacția celor din casă? Cei din casă m-au încurajat, bineînțeles. Erau bucuroși și s-au bucurat că l-am primit pe Domnul în viața mea și că slujesc Domnului, s-au bucurat de slujirea mea. Bineînțeles că au fost și probleme, piedici, atât din casă cât și din afară. Mi-amintesc chiar la un moment dat în adolescență mi s-a îngroșat vocea, la fel cum se întâmplă de obicei băieților. Și eu îmi doream să cânt în continuare în biserică. Biserica noastră era mică, n-avea standarde, dar totuși cântam atât de rău încât mi-au zis, măi, ar trebui să cânți mai încet, frații mei mai mici care își permiteau mai mult, ar trebui să nu mai cânți deloc pentru că ai o voce ca un măgar. Dar eu îmi doream să-L laud pe Domnul și mi-am dat seama că, deși este o perioadă în care am vocea îngroșată, totuși asta n-ar trebui să mă împiedice să-L laud pe Domnul. Tatăl meu, atunci când poate spuneam un îndemn din față mai radical, îmi spunea, liniștește-te, nu trebuie să fii așa de radical, nu trebuie să fii așa de extremist. Și m-a pus pe gânduri, m-a făcut să cred, oare chiar sunt extremist, mai ales că în perioada aceea erau atentate și toată lumea vorbea de extremiști religioși și mă gândeam, oare dacă eu spun să-L iubim pe Domnul cu toată inima, să nu iubim lucrurile materiale, chiar să fim gata să renunțăm la tot, oare chiar sunt un extremist? Și mi-am dat seama că, spre deosebire de alte religii, a fi extremist pentru Domnul Iisus, ca și creștin, înseamnă să iubești pe ceilalți mai mult decât pe tine însuți cu adevărat. Înseamnă să ai o iubire dusă la extremă. Și asta cred că n-ar fi negativ în niciun context. Alte religii poate îți spun să îți ceri să-ți dai viața,
sau să devii călugăr în munți pentru restul vieții, sau să trăiești într-o meditație din care să nu mai ieși niciodată și așa mai departe, dar să fii extremist pentru Domnul înseamnă să ai o dragoste dusă la extrem. Și asta a fost o luptă interioară pe care am avut-o și pe care în cele din urmă, cu călăuzirea Duhului Sfânt, am rezolvat-o și mi-am dat seama că da, e bine totuși să fiu extremist dacă sunt după voia lui Dumnezeu, bineînțeles. Și derulând așa câțiva ani, probabil a urmat liceul, cum ai luat decizia de a părăsi orașul și de a veni aici în București la facultate? De-a lungul vieții mele, Dumnezeu mi-a arătat faptul că El lucrează și că este voia Lui în niște moduri extrem de clare. Părinții, bunicii mei au fost niște oameni extrem de ospitalieri, foarte primitori, au primit foarte mulți tineri acasă la ei, deși aveau o casă foarte mică, foarte sărăcăcioasă. Au primit foarte mulți tineri care vreau să facă liceul în orașul nostru și i-au ținut fără să le ceară bani. Dimpotrivă, le dădeau mâncare, casă, fără să le ceară nimic. Pentru că, la rândul lor, tinerii aceia erau săraci, nu își permiteau să plătească un cămin, sau nu își permiteau să plătească chirie. Și în momentul în care deja terminam clasa 8-a, mi-am dat seama că îmi doresc să învăț fizică la un nivel înalt și să mă duc la un liceu din Târgu Jiu, un oraș apropiat. Eu fiind în Târgu Cărbunești, era o distanță de, și este o distanță de 25 de kilometri, dar nu aveam cele necesare. Și bunicul meu, din nefericire, a murit chiar spre sfârșitul clasei a 8-a. Au venit la mormântare foarte mulți oameni pe care i-a ajutat de-a lungul vieții și a venit și o familie pe care i-a ajutat foarte mult. Și ei, auzind de dorința mea să merg la liceu în Târgu Jiu, au decis ca să mă primească la ei în casă și să stau acolo fără nicio plată. Asta a fost un lucru extraordinar. Chiar am intrat la liceu, am făcut fizică exact cu profesorul cu care îmi doream, care pregătea olimpici internaționali, și am decis să mă implic foarte mult ca să învăț fizică. Am început să învăț foarte mult. Interesant a fost că prima notă la fizică a fost 4, a doua notă la fizică a fost 4 și deja eram foarte descurajat, eu asta vreau să fac. Și totuși am început să învăț, să mă străduiesc tot mai mult. Și a treia notă a fost 10, lucru care era aproape imposibil la profesorul respectiv. Nota cea mai mare era 9 la el. Asta m-a încurajat foarte mult și am continuat să învăț și apoi am fost olimpic național la fizică în clasa 10, a 11 și a 12 și chiar în clasa a 11 am luat mențiune și la serviciul tatălui meu se ofereau niște burse de care nu știam. Artego, o societate foarte mare, și am primit bursele acestea pentru participarea la olimpiadă și tatăl meu, un om înțelept, mi-a cerut să pun banii deoparte. Am pus banii deoparte și apoi, când am decis să merg la facultate în București, mama mi-a zis că i-ar prefera să stau mult mai aproape pentru că nu am bani. Dar tocmai acea sumă păstrată m-a ajutat ca să vin la facultate și să pot să subvenționez traiul pentru primul an de facultate. Și ai intrat fără examen, fără admitere, pe baza rezultatelor la olimpiadă?
Am intrat cu admitere, fără admitere era doar dacă aș fi participat la Olimpiada Internațională. Am înțeles. Dar m-a ajutat foarte mult faptul că am participat la Olimpiada de Fizică. Cum au fost anii de student? Pentru că așa, din ce am aflat așa și din experiența altora și în ce mă privește, probabil și asta e o perioadă frumoasă în viața unui om, unui tânăr creștin, de altfel. Are provocările ei viața de student. Pentru unii perioada aceea a fost o perioadă prolifică, bună, pe alții i-a îndepărtat de Dumnezeu. Cum a fost pentru tine? Anii de studenție au fost foarte grei. La facultate era foarte greu, eu încercam să învăț cât mai bine și chiar am reușit să iau bursă în primii 2 ani, înainte să mă angajez, și aveam nevoie de asta pentru a mă susține. Cum ziceam, în primul an aveam banii păstrați de la bursele primite în liceu. În anul 2 a trebuit să predau sau să îmi câștig cumva existența și atunci am decis să dau meditații la matematică și am dat meditații la matematică la mai mulți elevi. Neștiind piața, eu am cerut o sumă extrem de mică, mă duceam și acasă la persoanele respective, dădeam meditații în privat, chiar țin minte că aveam un elev care stătea undeva foarte departe la marginea Bucureștiului și îmi lua o oră doar să ajung acolo, dar între timp mi-am dat seama că am cerut un preț prea mic, dar nu vroiam să-i las de izbelești, așa că am continuat cu ei tot anul acela și în timpul săptămânii participam la cursuri, la laboratoare. Sâmbăta era toată de dimineața până seara târziu pusă deoparte pentru a da meditații, iar duminica veneam la biserică și mă implicam la biserică. Cum a fost momentul ăsta în care ai înțeles că trebuie să rămâi aici în București, să te atașezi de o biserică, să înțelegi nevoia aceasta unei slujiri concrete, unei implicări? Ca student de obicei, așa, te bucuri de o viață destul de liberă, lejeră, însă pe unii asta i-a ajutat, pe alții i-a îndepărtat. Știu că în perioada studenției tu ai fost foarte atașat așa de biserică, așa cum ai menționat, și de atunci te și cunosc din momentul în care erai student și ai intrat în contact cu Biserica Izbânda. Ce amintiri ai? Cum a fost pentru tine experiența aceasta a slujirii într-o biserică mai mare de data asta, în capitală, în București? Mi-a plăcut de la început la Biserica Izbânda. Totuși a durat câțiva ani să mă integrez, dar am vrut să mă implic încă de la început, pentru că știam că implicarea într-o slujire este esențială. Este esențială din două puncte de vedere. În primul rând, este necesară pentru mine, ca și copil al lui Dumnezeu, am această chemare de a mă implica în slujire. Și în același timp este esențială pentru a mă ajuta pe mine să cresc. Prima slujire în care m-am implicat a fost în slujirea cu copiii la grupa Vestea Bună, grupa Dianei, și a fost o slujire foarte faină. M-am atașat foarte mult de copiii de acolo și îmi plăcea să văd că pot să am un impact pozitiv asupra lor. Aveau nevoie de un model în viața lor, mulți dintre ei erau din familii necredincioase și aveau nevoie să vadă un model pozitiv, aveau nevoie să vadă pe cineva care să le vorbească despre Domnul, dar în același timp să trăiască. Apoi m-am implicat în slujirea
grupei de misiune la Nedelea și de multe ori mergeam acolo. Țin minte că problema mea principală în studenție era faptul că nu dormeam suficient, îmi era permanent somn și drumul până acolo de o oră, o oră și un sfert, o oră și jumătate era un prilej foarte bun ca să pot să dorm. Dar atunci când ajungeam acolo, încercam să vorbesc cu frații, cu surorile și mă bucuram foarte mult să văd o bisericuță mică, dar foarte asemănătoare cu biserica din care veneam eu. Și a fost o slujire foarte frumoasă. Eram student, știam că trebuie să învăț, știam că trebuie să termin facultatea cu note cât mai bune, dar știam în același timp că lucrul esențial pentru mine este să-L slujesc pe Domnul și asta trebuie într-o biserică, într-o biserică sănătoasă. Și mi-a plăcut să pot să-mi găsesc locul în Biserica Izbânda, dar în același timp să-mi găsesc locul în slujiri foarte frumoase. Și iată că așa a făcut Domnul că ai rămas aici, în slujire, în lucrare. Bogdan, acum fiind partea a doua emisiunii spre final, n-aș vrea să omitem ceea ce spuneam la începutul emisiunii, să facem un pic legătura cu implicarea ta în bordul Kairos și lucrarea misionară. Cum au fost semnalele sau care au fost semnalele din partea lui Dumnezeu că vrea să preiei misiunea ca fiind o lucrare din partea lui Dumnezeu pentru tine? Au fost niște etape prin care m-a trecut Dumnezeu. Au fost niște implicări la care am fost provocat să iau parte. O misiune în Oltenia, în localitatea Strehaia, la biserici de țigani și de rudari. Și a fost o misiune care m-a ajutat foarte mult să cresc și în același timp mi-a arătat cât de mare nevoie este de a ne implica în lucrarea de misiune. Erau acolo biserici mici și de fiecare dată când vedeam o biserică mică, mi-aminteam de biserica de unde am plecat eu, cu oameni care aveau atât de mare nevoie de învățătură, de încurajare, de îmbărbătare, de copii care aveau nevoie de învățătură. Și chiar îmi amintesc de diferențele între biserici diferite, biserici de români, biserici de rudari, biserici de țigani. Chiar vorbeam cu copiii de la grupa de copii din biserica de țigani din Strehaia și știam că ei se căsătoresc de mici și întrebam, tu câți ani ai? Și îmi răspundea băiatul respectiv, 11 ani. Nu-l mai întrebam dacă e căsătorit sau nu. Îl întrebam direct, unde e soția ta? Și îmi zicea, păi acasă. Și tu de ce nu te duci să o ajuți la treabă? Ce faci acasă? Taie porcul. De ce nu te duci să o ajuți? Păi nu, că la noi așa e obiceiul, că bărbații nu muncesc. Apoi pe celălalt, unde e soția ta? M-a părăsit. Câți ani ai? 14 ani. Păi și cum? Deja te-a părăsit? Da, că au fost niște neînțelegeri la suma de bani cu care am cumpărat-o și așa mai departe. Și mi-am dat seama de cultura diferită care poate să existe într-o biserică, o cultură diferită față de cultura care noi suntem obișnuiți, dar de faptul că Dumnezeu iubește pe fiecare în parte și ei au nevoie ca noi să îi ajutăm să crească și să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu în ciuda diferențelor culturale. Apoi am avut niște dezamăgiri în viață care au fost în perioada în care am făcut cursul Kairos și la cursul Kairos a fost interesant. Eu vreau să mă implic în biserică și vedeam implicarea în biserică ca esențială, dar nu în misiune. Eu vedeam misiunea ca pe ceva frumos, dar exotic, ceva care este pentru alții și chiar vedeam
oamenii care se implică în misiune ca fiind oameni care nu au reușit să-și facă un rost în viața aici, acasă. Și de aceea, când a fost cursul Kairos, fratele Eliezer m-a întrebat dacă vreau să particip la cursul Kairos, care era organizat de Valentin Hlicorciuc, directorul agenției Kairos din Suceava, chiar în București, chiar în Izbânda, în biserica noastră. Și într-o duminică seara, fratele Eliezer m-a întrebat dacă vreau să particip la cursul Kairos, care fusese anunțat de câteva ori în biserică. Și eu am încercat să găsesc atunci pe moment toate scuzele posibile pentru care să zic că nu pot să particip. Și nu mi-a venit nicio scuză în minte. Chiar în perioada aceea nu mai aveam niciun examen, deși de obicei aveam multe examene. Lucram și totuși n-aveam o perioadă foarte stresantă chiar atunci la muncă, deși în general aveam un loc de muncă foarte stresant. Nu mă mai implicam în alte proiecte chiar atunci în acea perioadă și după câteva secunde de gândire i-am zis ok, o să particip, pentru că mi-a fost rușine să-i zic că nu vreau. Am participat la cursul Kairos, nici măcar nu am participat la tot cursul, dar a fost suficient acele 60-70% din procentele pe care le-am petrecut la cursul Kairos să îmi schimbe mintea și să mă conștientizeze de faptul că marea trimitere a Domnului nostru Iisus Hristos, duceți-vă și faceți ucenici în toată lumea, botezându-i în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor, Matei 28:19-20, este valabilă pentru fiecare persoană în parte. Și atunci am realizat faptul că și eu trebuie să mă implic în misiune și că fiecare dintre noi trebuie să ne implicăm în misiune. Chiar dacă numai o mică parte dintre noi suntem chemați să mergem în misiune, totuși toți suntem chemați să susținem misiunea. Pentru că acesta este scopul pentru care biserica este pe pământ încă, ca să ducem Evanghelia în Ierusalim, aici în orașul nostru, în Iudeea, în țara noastră, în Samaria, în regiunile din jur și până la marginile pământului. Și fiind și într-o perioadă în care am avut niște dezamăgiri personale, cumva Domnul m-a broct, m-a frânt, să zicem, și am acceptat voia lui Dumnezeu mult mai ușor decât poate aș fi făcut-o într-o perioadă în care aș fi fost bine, fericit, n-aș fi avut nicio problemă. Am decis apoi să merg într-o călătorie misionară și acolo în India, în călătoria misionară, auzisem că este Daniel Olteanu în misiune. Când eram mici, a venit la noi un misionar, Daniel Olteanu, care a făcut evangelizare în oraș și la Căminul Cultural s-a afișat filmul Iisus în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Și eu am fost ucenicul lui în acele zile. Am mers cu el peste tot, l-am ajutat peste tot. Efectiv îi sorbeam fiecare cuvânt, fiecare faptă, tot ceea ce zicea. Și a lăsat o impresie extraordinară asupra mea. Și apoi am căutat să-l întâlnesc din nou, nu l-am mai întâlnit. Și când am auzit că este misionar în India, am zis acolo vreau să mă duc la Daniel Olteanu. Am ajuns acolo în India și mi-am dat seama că de fapt nu era același Daniel Olteanu de care știam eu, dar deși era o persoană cu totul diferită, era o persoană cel puțin la fel de extraordinară. Mi-am dat seama că misionarii nu sunt cei care nu-și găsesc un rost aici și atunci pleacă, ci pot să fie oameni deosebit de educați. Daniel Olteanu, de exemplu, avea un doctorat făcut în Olanda, dacă mi-amintesc bine. În chimie, nu? În chimie, exact. Un om extrem de educat. Și totuși acolo se poartă ca indienii, merge ca indienii și nu ca indienii avuți, bogați, ci ca indienii din clasa de jos și merge prin slamuri, prin casele de chirpici ale indienilor săraci și face evanghelizarea acolo și chiar are
zeci de copii pe care i-a adunat de pe străzi, copii orfani, părăsiți de părinți sau de rude pe străzi, i-a luat la el acasă și îi crește acolo și face o lucrare deosebită, extraordinară. Și în acea perioadă, după aceste moduri prin care Dumnezeu mi-a vorbit, am decis ca să mă implic în misiune, conștientizând faptul că am această chemare, ca și fiecare dintre noi să ne implicăm în misiune, am decis să mă implic ca voluntar al agenției Kairos și de atunci lucrez ca voluntar al agenției Kairos, mă implic în zona București, iau legătura cu frații din bisericile din zona noastră, încerc să trimit acolo revistele. Când vine un misionar în vizită, încerc să îi fac legătura cu biserici din zonă pentru ca să meargă acolo să spună mărturia. Și de asemenea mă implic și în a preda cursul Kairos și alte cursuri din umbrela Simply Mobilizing împreună cu un grup din București. Bogdan, ascultându-te, n-am putut să nu remarc faptul că se vede așa o consecvență și modul în care Dumnezeu te-a călăuzit până în prezent. Și următoarea mea întrebare ar fi, cumva încerc să leg două întrebări. Care e energia ta? De unde ți-e energia în lucrare, în slujire? Într-o slujire bivocațională, așa cum spuneai, ai și un job în domeniul ăsta IT, dar în același timp slujești și în biserică și în bordul de misiune Kairos. Și de asemenea, ce proiecte de viitor și, nu știu, ce pasiune ai în slujirea actuală și ceea ce, nu știu, vrei ca Dumnezeu să lucreze prin tine sau să facă în perioada imediat următoare? Energia mi-o iau din lucrare. Și este aici un pericol să îți iei energia doar din lucrare și trebuie spus și țin să menționez faptul că mi-am dat seama și am conștientizat, așa cum am auzit de la mulți și cum am experimentat pe propria piele, baza trebuie să fie relația personală cu Domnul și trebuie să am o relație personală cu Domnul, să mă rog zilnic, să citesc cuvântul lui Dumnezeu zilnic. Dar pe această bază trebuie să lucrăm pentru Domnul, nu este de ajuns să ne oprim doar aici. Și de cele mai multe ori am fost încurajat în lucrare. Și cele mai mari încurajări le-am avut într-o lucrare de misiune, fie că era în Oltenia, fie că era la Nedelea, fie că era în alte locații de misiune ale Bisericii Zbânda, fie că era la un curs de misiune, fie că era în India și mai ales într-o misiune pe termen scurt, mi-am dat seama că Dumnezeu lucrează în moduri extraordinare și deschide efectiv perspectiva în moduri în care nici măcar nu ești conștient. De exemplu, mi-am dat seama în India că sunt foarte mulți oameni care niciodată în viața lor n-au auzit despre Domnul Iisus Hristos. Lucru care este de neconceput în Europa sau în alte părți ale lumii. Orice om, chiar și un musulman, chiar și un hindus, chiar și un budist în România aude și știe cine este Domnul Iisus Hristos, pentru că suntem o țară majoritar creștină. Nu cred că e cineva care să nu știe, pentru că vedem biserici, se spune peste tot în societate, se vorbește despre Dumnezeu, chiar dacă unii, din păcate, nu vorbesc într-un mod evlavios. Totuși, sunt foarte multe locații în lume unde nu au auzit, efectiv nu au auzit vreodată despre numele Iisus. Și când am fost acolo în anumite sate și localități, am încercat să întreb pe cei care știau engleză, do you know about Jesus? Știi cine este Iisus? Nu. Și am încercat să întreb, nu ai auzit niciodată despre Iisus? Nu. Și mi-am dat seama că sunt oameni care nu au auzit și de asemenea sunt oameni care, deși poate au auzit, sunt împotrivitori religiilor străine, totuși nu au auzit
mesajul Evangheliei de care au nevoie extraordinar de mult. Și la o evanghelizare acolo era un om care era foarte vehement, am aflat apoi că era învățător sau profesor la școală, și l-am luat deoparte și am început să vorbesc cu el. Și după ce am explicat Evanghelia, mi-am dat seama că pe cât de împotrivitor era, pe atât de umil a devenit după ce am explicat cuvântul, și a început să zică: de ce nu mi-a zis nimeni până acum? De ce n-ați venit mai devreme să-mi spuneți lucrurile acestea? Și chiar mi se părea că era aproape să plângă dintr-un om împotrivitor, un om care încerca să ne bruieze mesajul spus acolo, un om care era smerit și plângea aproape zicând: de ce n-ați venit aici? Și mi-am luat energia de foarte multe ori văzând modul extraordinar în care Dumnezeu lucrează în toate locațiile și proiectele de misiune. În biserica din Bulgaria, unde am fost în misiune foarte mulți ani cu grupa de misiune transculturală, am fost extraordinar de încurajat și de binecuvântat de Dumnezeu văzând bucuria oamenilor care se rugau și cântau în limba bulgară și nu înțelegeau nimic, dar mă încurajau extraordinar de mult. Să văd tinerii care erau bucuroși că noi venim de departe să avem părtășie cu ei și să le explicăm cuvântul, să vedem cum mulți dintre ei s-au întors la Domnul și chiar să avem parte de botezuri în mare, un lucru inedit la care nu mai participasem până atunci. Văzând toate aceste roade, lucrarea aceasta și minunile pe care Dumnezeu le face chiar în fața ochilor noștri ne dă o energie extraordinară. Și de multe ori chiar la cursurile Kairos, materialele pe care le aud poate a 10-a oară, a 20-a oară, dar prin care Dumnezeu îmi vorbește într-un mod diferit, mă conștientizează permanent de nevoia de lucrare care este în zilele noastre și de nevoia de oamenilor ca cineva să le vorbească, fie să-i motiveze, fie să-i încurajeze pe cei care sunt mântuiți, fie să le aducă un mesaj nou, care este mesajul veștii bune a mântuirii celor care nu-L cunosc pe Domnul Iisus. Și lucrările acestea dau o energie extraordinară și de aceea recomandarea și rugămintea mea este pentru orice telespectator care ne ascultă să nu ne limităm doar la a fi consumatori, să nu ne limităm doar la a consuma predicile și programul de duminică, ci să ne implicăm în lucrare, pentru că este o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte lucrează asupra celor pe care îi ajutăm și pe de altă parte lucrează asupra noastră, ne crește și ne modelează. Bogdan, a fost așa o plăcere să te ascultăm. Timpul este pe final. Îți mulțumim mult pentru aceste experiențe și gânduri pe care le-ai împărtășit cu noi, idei frumoase. Te-aș ruga pentru telespectatori, pentru cei care ne urmăresc, să punctez o concluzie, nu știu, un gând, un verset din Scriptură, ceva care să le adresez în mod special, așa, ca un mesaj de la inimă la inimă. Mesajul meu pentru telespectatori este să nu uite în tumultul acestei lumi de lucrurile veșnice, de lucrurile care sunt cu adevărat importante. Sufletul nostru, relația pe care o avem cu Dumnezeu și comoara pe care o câștigăm pentru Dumnezeu în cerul, care este o comoară care nu se vestejește, care nu poate fi furată. Și să lucrăm pentru lucrurile acestea cu prioritate. Deși avem serviciu, deși avem atâtea lucruri care ne răpesc timpul, să nu uităm că permanent să ne facem timp pentru a sluji lui Dumnezeu și pentru a sluji semenilor noștri, pentru că acestea sunt lucrurile cu adevărat importante pentru veșnicie. De multe ori mă gândesc că într-o săptămână poate am muncit 5 zile, poate sâmbăta
trebuie să fac diferite treburi casnice sau să stau efectiv cu copiii, care este și asta o lucrare extraordinară și este o investiție și trebuie să investim în copiii noștri pentru ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar mă gândesc că singurele clipe care chiar sunt importante pentru veșnicie sunt acelea în care am vorbit copiilor mei despre Domnul, în care am fost la biserică, în care am avut relație cu Domnul, în care am vorbit unui om despre Domnul, în care efectiv am slujit lui Dumnezeu. Și trebuie să le dăm prioritate permanentă acestor lucruri, pentru că viața este scurtă. Doamne ajută, așa ar fi bine și așa ne rugăm ca într-adevăr Dumnezeu viața să ne ajute în să obiectiv facem și să prioritizăm bine lucrurile în viața noastră. Bogdan, îți mulțumim mult pentru tot ceea ce ne-ai oferit, pentru prezența aici în studio. Îți dorim multă binecuvântare, sănătate, putere în slujire, pasiune și binecuvântări de sus. Mulțumesc la fel. Mulțumim, dragi telespectatori, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Viața în Obiectiv și de data aceasta am pus focusul camerei pe invitatul nostru. Ne bucurăm că am putut să avem un nou invitat și am putut să vedem cum Dumnezeu l-a folosit, i-a călăuzit pașii. Dorim ca în viața dumneavoastră să reușiți să puneți cu adevărat accent pe lucrurile care contează, să căutați, așa cum spunea Mântuitorul, împărăția lui Dumnezeu mai întâi de toate și avem promisiunea că toate celelalte lucruri ni se vor da pe deasupra. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, fiți sănătoși!